La ședința extraordinară de Consiliu Județean din 8 septembrie a avut loc și o rectificare bugetară prin care s-au alocat fonduri pentru desfășurarea Festivalului Internațional de Teatru de la Piatra Neamț, precum și o serie de fonduri pentru investițiile necesare a fi realizate în cea de-a doua parte a anului în Parcul Național Ceahlău. Așa cum ați văzut, s-a votat în unanimitate atât consilierii Partidului de Mișcarea Populară, ceilalți consilieri care fac parte din majoritate, mă refer la PSD și la alte, dar și cei din PNL. Pot să vă spun că în ceea ce privește atribuțiunile care le-am în cadrul Consiliului Județean Neamț, în rectificarea bugetară pentru dumneavoastră, pot să vă spun că împreună cu domnul președinte și cu domnul vicepreședinte și ceilalți consilieri care au votat Festivalul Internațional de Teatru va avea loc la Piatra Neamț, pentru că este un eveniment de o importanță majoră pentru județul Neamț. De asemenea, au fost alocați bani pentru Parcul Național Ceahlău, privire la cele două lacuri care ne-au fost atribuite, lacul Îngăraș și Vadul. Și, bineînțeles, celelalte proiecte care au fost pe ordinea de zi. Vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, Laurențiu Dulamă, a readus în discuție și problemele grave de la societatea Troleibuzul, unde, așa cum s-a adus la cunoștință și plenului legislativului nemțean, există o criză majoră de management ce va trebui urgent rezolvată în interesul județului. Vreau să punctez un pic și să completez pe domnul președinte problema Troleibuzului. Noi aveam un parteneriat pentru data de poimene, firesc poimene, dar trebuia să înceapă mâine cu societatea Troleibuzul. Consiliul Județean s-a obligat să pună la dispoziție două autobuze pentru a căra voluntari pentru curățenia și igienizarea lacului Izvorul Muntelui. Așa cum spunea și domnul președinte, eram împreună astăzi în birou când am sunat și la doamna director și la domnul director economic, se pare că în acest moment nu prea știe cine își asumă conducerea societății Troleibuzul și nu este deloc bine. Mâine avem 100 de voluntari care ne așteaptă în fața gării și, așa cum ne-am spus, Consiliul Județean trebuie să-i ajute să-i deplaseze timp de două zile pe tot arealul lacului Izvorul Muntelui. Conducerea Consiliului Județean este convinsă că, printr-o bună gestionare a bugetului județean, în ciuda faptului că Neamțul nu a primit fonduri la ultima rectificare, se vor rezolva prin consens mare parte din problemele unităților administrativ-teritoriale.